Bună ziua, stimați prieteni! Vom pleca din nou într-o altă călătorie și de data aceasta vom pleca spre comuna Constantin Daicoviciu. Haideți să înceapă călătoria! Ne deplasăm pe partea stângă a drumului, deoarece căutăm un loc mai bun, un loc în care să nu sărim ca țambalul. Dar plecăm înspre a monitoriza acest drum, după cum au spus edilii noștri. Și vom vedea ce se întâmplă și să vadă și ei că nu vom sta cu mâinile în sân și nepăsători la umilința pe care ei ne pun zi de zi. De această dată am plecat spre Constantin Daicoviciu, care, bine ați văzut și dumneavoastră, este dat și pe Facebook drumul județean. Vom primi cu uimire, vom primi cu stupoare și mai mult de atâta vom vedea ce va fi, ce se va întâmpla, dacă edilii noștri chiar spun adevărul, așa după cum au promis că au început să lucreze utilajele. Să vedem cât de mult vor lucra aceste utilaje și să vedem dacă le pasă, așa cum nouă ne pasă de acest drum infernal. Un drum care cred că a hibernat după al treilea război mondial, consider eu. Dumneavoastră considerați ce vreți și luați-o cum vreți. Să știți că nu este greu pentru a face un reportaj, dar nu mai putem tolera indiferența care ei ne tratează pe noi. Suntem și noi oameni, avem și noi nevoie de o civilizație, avem și noi nevoie de a fi băgați în seamă, nu numai cu minciuni și falsități. Suntem sătui de aberațiile lor. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom vedea ce va fi și cât de mult le pasă de noi. Nu ne bagă nimeni bani în buzunar ca să facem acest lucru. Însă nu se mai poate. Priviți umilul nostru drum. Avem impresia că trăim într-un colț de lume și că chiar nu ne bagă nimeni în seamă. Dar până la urmă sperăm. Uitați-vă gropile care se află pe acest drum. Dar mai mult de atâta, haideți să vedem și cum vor lucra acești oameni. Pe drumul acesta infernal. Sperăm să se facă ceva. Ei au spus că nu se circulă pe acest drum. Se înșală amarnic. Au venit, au monitorizat acest drum duminica. Nu l-au monitorizat pe timp de lucru, de luni și până vineri, cum se circulă normal pe acest drum. Ci au venit într-o duminică și l-au monitorizat.
spunând că nu se circulă pe acest drum. Se pare că ne iau și la minciuni. Mai mult de atât ne mint în față. Și cu toate acestea, ne dăm silința să vadă cineva acest dezastru. În sfârșit, vedem un indicator. Este singurul indicator de pe acest drum. Priviți-l. Ne oprim aici unde ar trebui să fie un pod. Priviți ce este aici. Este dezastru. Da? Aici ar fi trebuit să fie un pod. Nu este. Îi întrebăm pe aleșii noștri de ce. Unde sunt banii pentru care s-au pregătit pentru acest drum? De atâția amar ani de zile. Priviți drumul către comuna Constantin Taicoviciu. Sincer, nu mai ai unde să ferești. Așa că trebuie să mergi pe direcția înainte. Zărit utilajele din la distanță, vom vedea și cât de mult se și lucrează cu ele. Sincer, vă spun, sare mașina în sus ca tractorul, domn. Priviți, aici se lucrează. Vom da un pic mai în spate pentru că ei au început lucrările.
unde să scriu că au început lucrările pe el? Păi așa m-ar tot bătaie de joc de drumul ăsta. L-am băgat și pe Facebook. Și tot degeaba. N-au șmecherii bani. Da, șmecherii trebuie să îmbogățească. Șmecherii să îmbogățească și noi... Și noi aici. Murim de foame. Murim de foame. Dreptate aveți. De un an de zile am stat, nu ne-a dat nicio lucru, n-am avut lucrări. Nu le-a dat drumul la lucrări, că nu-s bani. Nu-s bani. Știți 10 mașini din astea am stopat. E dezastru. Mai șapă. În loc să mergem mai bine, tot mai... Tot mai rău. Tot mai la fund ne ducem, tot mai la fund. Da. E hai. Dezastru. Hai, degeaba. Ce? Pe cine îl alegi, tot ăla e. Tot ăla e, așa e? Da. Drumul ăsta nu se va asfalta niciodată. Cine știe cum, cine și asta minuni, visuri. Ceva. Visuri. Asta putea un teras, are terasamentul ca lumea, putea un bata, ca lumea și putea un bata. Așa e. Asta e terasament puternic, e tare. Păi cum? Și de atâția ani. Ăsta-i dacă asfaltat, e drumul județean dat. Da. Ne merge și, doamne, învârte foile pe tine, învârte... Exact, învârte banul. Da. Noi numărăm gropile și ei învârt banii. Da, numără banii. Da, da. Da, cât tine, atâta timp cât e hotul ăla la cuținul județean... Nu facem nimic. Suntem... Suntem trași pe spoară toți. Toți, bine. Suntem trași pe spate. S-a scumpit, ce să mai? Da. Pe agricultură, cu 64.000 litri de motorină. Da. Către 63 benzină. Fă agricultură cu tractorul, că dă 2 lei de înapoi. Așa e, aveți dreptate. Pe urte, vizda, măte cu tuleul ăla, când îl dai? În 1900 toamnă. În 1900 toamnă. Nu că tu prostule, fă-ți dacă vrei agricultură, că-ți dau eu muie după aia. Așa e, da. V-am lăsat. Sănătate, numai bine și spor la muncă vă doresc. Da, am stat cu un șofer de vorbă de pe o mașină. Mă gândesc că ați auzit și discuția. Este grav. Este foarte grav. S-au început lucrările doar după cum vedeți și dumneavoastră. Vă las pe dumneavoastră să vedeți și să comentați. Pentru că se pune câmp pe acolo, câmp pe aici. Se astupă doar gropile și nimic mai mult. Și cu asta vom rămâne. Dar mă rog. Cu lucrul acesta vom rămâne. Dar mă bucur că totuși se mai astupă ceva gropi. Gropile care au fost infernale. Parcă se vede altcumva acum. L-am dat și pe internet drumul ăsta. Vă spun eu că dacă nu-l dădeam pe internet, nu se apucau nici de lucru de el. Odată să simte că e altcolo ăla, că a fost și eu de-a luat o pită până goși niște țigări, până să-mi bapul ăla, chiar am zis, bă, parcă aia spalmă. Așa e. L-am dat pe internet. Că-i tare. L-am dat pe internet, uite acum așa cum filmez cum se lucră, cum lucrați voi. Că nu doar l-asfalt pe el, că e bun, bun. El este dat ca asfaltat. El este dat ca asfaltat. E drum județean. Și ne merg nici au luat bani și ne-a numărat gropile. Să vedeți pe partea alaltă ce e dezastru. Da, pe acolo am venit, pe Maciu. Pe Maciu v-ați venit. Ați văzut ce e acolo, nu? Prietenul ăla aici, da? Ați văzut? Asta e sănătate, spor la muncă. Da, am intrat pe drumul care ei au pus și-au astupat gropile. Bine să credeți că după prima ploaie se va duce. Pe
Îi dăm un pic bătaie pentru că acum chiar putem cât de cât să mergem omenește, să zicem, dar deși drumul ăsta ar fi trebuit să fie bine pus la punct, un terasament, ați auzit și dumneavoastră, îmi făceau semn să nu-i televizez, îmi făceau semn să nu le arăt fața și mă gândesc că este bine pentru că serviciul lor este în joc. Dar discuția pe care am avut-o cu un șofer sau cu un muncitor de aici lasă de dorit. Ați văzut și cred că ați auzit și dumneavoastră. Terasamentul acesta este foarte tare și era numai bun de asfaltat. Însă au fost puse pe aici pe acolo, doar gropile au fost asfaltate, dar este cât de cât un lucru destul de bun, măcar atât, încât să nu mai trăim umilința pe care o trăim. De... Uitați-vă, aici nu este turnat deloc, vedeți? Deci este în câteva locuri puse, deci doar gropile sunt asfaltate și, sunt astupate și atâta tot. În rest, uitați-vă aici, de exemplu, nu este așa de bine pus, însă a acoperit un 90% din gropi. Cum vedeți, aici nu a pus deloc, deci aici chiar nu este pus deloc. S-au astupat doar gropile. Cred că s-a aruncat o lopată, două, de exemplu, cum este aici, așa, s-a aruncat ceva. Discuția între mine și un șofer care lucră la această firmă, nu o cunoaștem și nici nu ne interesează. Așa. A fost una de bun augur, pentru că nici ei n-au avut de lucru și mă gândesc că edilii noștri trebuiau să le dea de lucru. Și lucrul lor care trebuia să fie primit aici nu este deloc pus. Și sunt puse doar unde au fost gropi și tasat. Dar în rest, vedeți și dumneavoastră, nu trebuie să vă mai spun eu absolut nimic. Cum am discutat și v-am spus, discuția între mine și acel șofer chiar a fost de bun augur și mă gândesc că ei trebuiau să le dea de lucru. În 3-4 luni trebuie să nu plătești omul, mai mult de atâta să nu le dai de lucru când știi că aici este de lucru. Priviți acest pod în ce hal arată. Am intrat înspre comuna Constantin Daicoviciu. Priviți acest pod în ce hal arată. E dezastru. Nu s-a lucrat pe el deloc. Deci arată exact ca după un bombardament acest pod. Balustrade rupte. Primiți și dumneavoastră, balustrade rupte. Nu sunt puse la punct deloc. Cine ar trebui să se îngrijească de acest lucru? Îi întrebăm pe cei care sunt aleși de noi, edilii. Și în sfârșit am ajuns în comuna Constantin Daicoviciu. Iată, aici am dat de asfalt, în comună, este asfaltat, ce frumos! Până și străzile laterale la ei sunt asfaltate, iar la noi, zero, bătaie de joc, abia ne fac un drum. Suntem în comuna Constantin Daicoviciu. Și primiți și dumneavoastră, o să vedeți străzile, până și străzile laterale sunt asfaltate. Acești oameni chiar se bucură de acest lucru pentru că au asfalt, până și străzile lor sunt asfaltate. Unde este bucuria noastră, domnilor? Vă întreb pe dumneavoastră. Vrem și noi să fim fericiți ca acești oameni care trăiesc aici. Noi v-am ales și ne-am pus votul pe numele dumneavoastră. Priviți străzile asfaltate, lateralele. Ce bine este când omul este fericit. Pentru că la ei deja este asfaltat până și drumurile laterale. Și la noi
Zero. Și aici este strada principală unde duce în comuna Constantin Daicoviciu, care se iese direct la asfaltul de drum european. Până aici, domnilor, v-am adus ca să vedeți și dumneavoastră cam ce se întâmplă. V-ați convins și dumneavoastră. Vă doresc o zi perfectă.